Vă văd foarte harni, știu că ați așteptat și fata la cină cu un meniu tradițional. Acum ce mai preparați? Bună, Raluca, bună ziua tuturor. Păi momentan am băgat pui la descongelat, vreți să facem niște paste în seara asta. Cu pui, nu, ceva complicat. Aici au rămas, am vrut să băgăm la dezghețat, n-avea loc în oală și așa că a rămas acolo. Și în rest sunt curate restul. Le-am spus. E o nouă metodă de descongelat, păi văd are că... funcție. Are funcție de descongelat la cuptor. Am înțeles. Bine, păi atunci și să vă zic, spor la treabă, dar până atunci sunt curioasă cum a fost noaptea alături de Simona. A fost foarte bine, am discutat, după părerea mea, niște discuții care chiar țin de emisiunea asta. Și are o energie bună, oferă o calmitate așa oamenilor din jur, după părerea mea, și e o prezență binevenită aici la noi în emisiune. Eu am auzit că a dormit cu Sorin. Da. E adevărat? Ia vino, Sorin, ce te-ai făcut micuț acolo tu? Așa, n-ai dormit? Sfore e atât de tare, Simona, când n-ai putut să dormi? Bună, Raluca, bună tuturor telespectatorilor. Nu pot să zic treaba asta, însă are o problemă medicală cu polipii, nu a fost un sfărăit sau așa, o respirație mai greuță, dar n-a fost un sfărăit. Nu? Probabil o să se vadă pe materiale astăzi. Și nu înțeleg, tu n-ai dormit de emoții sau de sunetul pe care îl scoate Simona? Cu siguranță de emoție, da. M-am simțit foarte bine, de ce să mint? Adică vorbele, cuvintele sunt de prisos în momentul acesta, mă bucur pentru sentimentele pe care le simt și le trăiesc în momentul acesta. Eu am auzit că n-ai mai simțit asta de foarte mulți ani. Adevărat, așa este. De cel puțin 5 ani de zile n-am mai simțit emoția asta și nu m-am mai simțit atât de bine. Și chiar mă bucur pentru mine și mă bucur și pentru ea și pentru mine emisiunea a început acum. Adică pentru mine emisiunea a început de pe data de 13 când a intrat ea în casă. Primele două luni au fost de acomodare, pot să spun. Și să știi că niciodată nu te-am simțit așa de împarfumat. Ești foarte atent la detalii. Spune-mi dacă ați discutat despre trecutul tău, pentru că aseară la Capricii s-a difuzat un material cu ea în care discutau cu fetele despre trecutul ei și mă gândesc că automat ai simțit și tu nevoia să vorbești despre situația ta? Nu am discutat aseară, i-am transmis așa un apropo, însă am zis că nu sunt pregătit. Nu neapărat că nu sunt pregătit, însă vreau să mă cunoască pe mine așa cum sunt eu acum, Sorin cel din prezent, nu Sorin cel din trecut. Și cu siguranță o să-i spun, dis de dimineață i-am zis la Raul, cred și la, nu mai știu, la Raul și la Ștefan, cred că am stat cu ei în dormitor și le-am zis că pentru mine trecutul ei nu este important, deoarece nici trecutul meu nu este prea curat și... Cu toți avem un trecut în spate și nu contează, pentru mine cel puțin, trecutul nu contează, contează doar prezentul și viitorul. Însă, cu siguranță, pe parcurs o să-i zic, nu. Însă nu sunt pregătit acum, ți-am zis, și consider că trebuie să mai treacă timp să mă cunoască pe mine ca persoană, nu. Dar tu ai avut curajul să vorbești despre trecutul tău încă de când s-au filmat CV-urile voastre și crezi că ea nu știe nimic despre tine? După câte mi-a zis, ea nu știe, a zis că nu s-a uitat la cărțile noastre de vizită, însă... După cum a zis, cu siguranță o să-i zic, la un moment dat o să-i spun. Și dacă o să primească o scrisoare de acasă și nu o să fii tu cel care îi spune asta primul? Da, nu știu, ea a zis că oricum, indiferent de trecutul meu, am avut discuția aceasta aseară și mi-a zis că indiferent de trecutul meu, adică chiar dacă părinții o să-i spună că nu sunt potrivit pentru ea, ea o să facă ce o să simtă ea, nu? Cum a făcut și până acum, nu? Însă eu sper ca părinții ei să fie de acord cu mine, pentru că, după cum am zis, eu am decis să spun povestea despre mine în momentul intrării în casă pentru a fi o lecție de viață pentru toți tinerii din viața cotidiană care fac așa ceva și nu conștientizează pericolul și gravitatea faptelor. Am vrut să fiu eu o lecție pentru ei, nu? Asta vă recomand și eu, să faceți ceea ce simțiți voi și să nu vă lăsați influențați de factorii externi. Acum îți mulțumesc mult, Sorin. Raul, aș vrea să te întreb cum ești, cum te simți și tu ai trecut printr-o perioadă destul de grea, ca să zic așa. Și știu că ai avut o discuție cu Isabella, ați încercat să mai lămuriți anumite lucruri dintre voi. Bună ziua!
peste. Cum te simți având în vedere că Raluca se află în cursa de eliminare și din câte știu, în ultima perioadă te-ai simțit destul de apropiat de Raluca sau atras? Bă, da, dacă ea își dorește să plece acasă, nu am nicio problemă. Știm situația ei și o înțeleg oarecum. Dacă e să fie ceva, posibil să fie și afară și nu sunt trist. Dar tu, ca bărbat, ai simțit din partea ei că, nu știu, te place sau că se simte atrasă de tine? Am comunicat, să spunem, în ultima perioadă mai mult, am stat, mai apropiat, să spunem, poate prea mult, dar ne-am simțit bine unul în compania celuilalt. Dar uite, pentru Sorina a intrat o fată care l-a făcut să simte ce n-a mai simțit de mult. Ți-ar plăcea și ție să ai norocul acesta? Da, vă dați seama că da, ar fi un moment pe care îl aștept, da.